Lucrăm în sesiunea de astăzi pentru Mihai Constantin. Este prima lui sesiune de curățare. Ne-a spus câteva puncte. Scopul pentru care a venit aici pe Terra. Poi, de unde vine, vrea să știe. Și cauza ezoterică pentru care a văzut conștient bine, la un moment dat, că a înghițit ceva luminos ca o ceață. Acum, Andreea, o număra de la 1 la 3, iar tu cauți și te conectezi telepatic cu sufletul lui Mihai Constanțiu. 1, 2, 3, 1. Da, ca de obicei, eu simt acei fiori așa. Când urmează să se facă conexiunea cu sufletul. Deci eu îmi apar mai mult ca niște imagini mentale, cum se ține cu mâinile de cap. Un disconfort. Deci am văzut-o chiar în timpul inducției, pentru că mi-am propus să mă pot conecta cu el foarte bine. Mi-a venit informația că l-am văzut într-o dimensiune cu minus, adică în aceeași poziție în care îl văd și acum, ca într-un iad, așa apărea, ca o chinuială mentală. Să mă duc să-l identific. Vreau, asta vreau acum, să să-l atingi. Citești informația genetică, îl identifici. Vezi dacă este da, este el în saut și alte răgete, mugete chestii pe el, adică este el și nu este el, adică sunt mai multe împreună, peste el și în el. Vreau să citești informația și să-mi spui cât la sută din suflet este aici unde l-ai găsit. 37. Aici este partea aceasta din minus care ai descris mai înainte. Deci această parte 37 este ce i-a rămas și cu ce colaborează și în fizic. Da. Iar în rest de 42% este acolo în acea dimensiune cu minus. Ma, deci 42 este acolo cu minus. Și restul unde mai este? Văd, mi se arată alte planete. Da. Alte două planete. Deci restul de 21 mai este pe alte, în alte două locuri, da? Și a zis că m-a auzit spunându-se că mare noroc are de băiatul acesta. Adică de Florin. Da. Cine a zis? El?
Da, l-am auzit pe el spunând. De ce? Nici eu nu știe ce bine îmi face. În ce sens îi face bine? Ia să ne spun. Care parte vorbește aceasta din fizic, de 37%? Da, dar vorbește Ia. cu corpurile lui, cu corpul mental, emoțional, deci cu toate astea, nu doar ca suflet, știi? Și vorbește de aici, din plex, spune, Da. din Cum zona. simte această binefacere? Ca o recunoștință, de la nivel de suflet, ca între suflete, știi? Simte ca un ajutor, efectiv, sufletul în sine, simte și structurile astea ca un ajutor din partea lui Florin. Da. Păi este bine, da? Da, este bine că e ca și cum aici în fizic s-au inversat rolurile dintre ei, însă aici în astral, ca suflete, prietenului pare un pic mai conștient, în sensul că el știe cât de bine face această legătură și ca și cum Florin n-ar ști atât de bine ca el cât de Adică bine îl pare mai face. conștient Mihai Constantin în astral decât Dar doar de această treabă n-am analizat în rest, atât mi-a venit pe partea asta. Hai să ia informația să vedem ce grad de conștiință are acest aspect. Deci 30%. E destul de conștient. Având în vedere și faptul că el are în minus o parte destul de mare. Da, asta cel mai mult îi afectează conștiința, deci atacă mentalul foarte tare. Îl văd așa, efectiv, cum se strânge, deci asta era imaginea de la început, cum se strângea așa cu mâinile de cap și acolo îl trage în jos, însă Deci de acolo, din minus, vine aceste energii care îl strâng de cap. da. De la celelalte două aspecte de pe planete, ce recepționează? Recepționează ceva? Reușește? Ce-mi vine este că sunt ca două rase total diferite. Nu mi se arată, ar trebui să mă duc fix Da. acolo. Nu mi se arată exact, dar una este așa ușoară, parcă zboară, parcă are aceste capacități de a se plimba, de a zbura, iar una este mai masculină, așa, o culoare mai pământie, parcă cum sunt centaurii, știi? Cum e Alfa Centaur, cred că este acolo. Iar în partea asta, la altă, arată ca și cum ar fi niște zâne. Nu vine numele lor. Nu-i nimic. Deci două aspecte le are acolo, pe unde a experimentat, da? Încă trăiește acolo. Încă are some acolo, are avatare. Da, uite, văd că are efectiv ca un corp de centaur, parcă. Și de asta l-am văzut așa pământiu, știi, culoarea aia. Și acolo cred că urmează să își termine experiența, ca și cum ar urma să moară. Iar în partea asta la altă încă trăiește, arată ca un bătrân din ăsta mai înțelept. Și deduc că de aici este și nivelul de conștientizare. Mare. Da. De la acea experiență și uite, aceste două de 20% împărțit, fiecare are aproape 10, nu e chiar egal, da? Îi transmit aceste întrebări de curiozitate despre
să se întrebe, să-și pună întrebări, să înțeleagă dincolo de materie niște lucruri. Cui? De aici, cărui aspect îi trimiți? Îi vin în mintea... Ai trimit ele, aspectele alea, îi trimit lui, celui de aici. În mintea subliminală îi trimit întrebările astea și se propagă ușor, ușor către mintea fizică. În clipa în care el are conexiuni cu persoane care sunt trezite, îi se activează așa ca niște, pe această propagare, cum ziceam, a întrebărilor care vine din mintea subliminală și apoi din mintea fizică, îi se activează așa ca niște chestii și iarăși le aduc în această stare. Deci are nevoie pe moment de astfel de conexiuni. Oameni care sunt treziți, care își pun și ei toți la fel întrebările. Care funcționează ca și declanșatori pentru ei. Exact, ca un stimul. Andreea, vrei să discutăm un pic cu aspectul ăsta, care este bătrânul înțelept? Ok, adică... Să luăm câteva relații, aș vrea să mă lași să vorbesc cu el. Direct. Ca o canalizare, faci, da? Ok. Îți faci, te conectezi protejat. Și acum tu știi aspectul bătrânului și când ești gata îmi spui. Deci o să mă conectez la toate corpurile sale și la mental și la emoțional și la... Emoțional n-aș... Hai! Dacă vrei tu, dar eu aș zice mai, numai mentalul, că n-aș vrea să simți stări. Deși este un aspect bun aici, da? Da, nu-l cunoaștem încă cu adevărat. Nu-l cunoaștem, așa că mai bine nu te conectezi cu emoțional. Telepatic, deci partea mentală. Dar cu partea mentală, ok. Bun, fac așa ca un canal între mine și el. Ok, eu sunt gata. Mă-te la 1, la 3 și lași pe bătrânul de acolo, de pe planeta aceea. 1, 2, 3. Bătrânul. Așa îți spun că atâta știu să mă adresez. Despre... Bun. Ce faci tu aici și unde ești, dacă vrei să ne spui? Da, vreau să spun, dar ce intenții aveți? Noi suntem, venim din viitor, din viitorul unui aspect din tine care experimentează pe planeta Pământ și care a uitat cine este și vrea să știe câteva lucruri, să-și reamintească. Noi eu și Andreea viitor... ne ocupăm cu lucrul ăsta. Noi din viitor suntem în același timp, deci a funcționat ce am făcut. Știu, pe Pământ ar veni așa, cum suntem obișnuiți să spunem, da? Avem timp aici. Deci un aspect de-al tău, tu știi lucrurile astea? Că experimentează într-un corp de om? Păi eu m-am trimis așa, atât că a funcționat. Nu m-am așteptat să vină, da? Dar interesant. Adică tu ai trimis mesaj ca să-și facă introspecția asta cu ajutorul nostru? Nu, sau zic te... că eu... am trimis bucăți din mine în afara. Înțeles, da. Deci ăsta este bun venit în regatul zânelor, așa ne numim aici. Ok. Deci, eu stau ca într-un, ca într-un cocon secționat pe mijloc, așa suntem noi aici. Sunt în vârstă și ajut la
conducerea regatului. Ești un înțelept? Da, exact așa. Mai sunt câțiva ca mine, Deci nu ești singurul. dar ei n-au avut curajul să experimenteze așa cum am făcut eu, să trimit părți. Ne ocupăm aici și facem un fel de licoare, cred că e cuvântul la voi. Poțiune, așa cum am mai trimis, nu am mai trimis de aici, de la noi, la voi. Dar ți-am zis că nu toți au avut curajul să experimenteze ei. Așa, direct, cum o faci tu. Să se împartă ei și. Dar tu ce energie ai? Prepondere în masculină, feminină? La noi așa e pe pământ. Adică unele suflete își creează corpuri masculine, adică bărbații numim, și altele feminine, femei. Da, arăt ca un bărbat, însă nu prea ne împărțim așa ca masculin și Nu. feminin. Preponderent am energia naturii, culoare verde și albă, energia efectivă din sursă, că așa ne menținem aici. Ne plac fructele, deci avem și noi. Ne plac fructele, în principal, nu prea avem alte alimente. Da. Cu asta ne hrănim și cu energie. Ok, dar tu, fiind înțelept, îți iei o formă de bătrân. Dar zici, în același timp mi-ai spus regatul zânelor. Adică ceilalți locuitori de acolo, din regatul zânelor, sunt cu energie preponderent feminină, adică arată ca zânele, cum le știm noi pe Terra. Nu, sunt atât și, deci, ca să traduc în termenii voștri, dar nu suntem chiar așa împărțiți. La bază avem această energie a naturii, da, care este baza, și peste această bază avem acest masculin și feminin, cum ziceți voi, da? De asta eu zic că sunt un bătrân și ca un bărbat. Aici la noi zboară și bărbați și femei, cum le-ați spune voi. Da? Ei au aceste două energii, le au pe amândouă și preponderent ar fi Una. una. Deci sunt și Copiii, zâne și zâni. Scuze că te întreb. da, exact. Și copiii nu prea au gen până la o anumită vârstă. Deci genul se definitivează la un anumit moment, mai târziu, cum ar veni. Copilul alege din aceste două energii pe care vrea să o experimenteze. Copiii, cum îi creați? Cum se creează aici la voi? În cocon. Prin cocon. În cocon, Și deci dacă doi zâni doresc împreună să experimenteze asta, dar știi, noi ne creștem copiii în comunitate. Adică avem mai multe căi, de fapt, prin care facem acești copii. Ori dintr-un cuplu, ori din întreaga comunitate, dacă cu toții încercăm să transmitem ceva acelui copil, când transmitem, ne referim la câte o experiență a fiecăruia și setăm așa ca o intenție, acest copil să poată să ne ajute să înțelegem niște chestii, niște informații în plus și noi dăm aceste experiențe ale fiecăruia. Așa se creează copilul prin acțiunea comunității. Da? Îi aducem la bază această energie a naturii, îi punem energie din sursă, energie solară, așa o numim noi, și în mijloc îi aducem aceste experiențe și fiecare aduce ceva unic din el.
Tot asemenea se face și când un cuplu hotărăște și el, toate acestea se strâng în acest cocon care are proprietăți de incubare, ca să zic așa, în termenii voștri, cum înțeleg eu. Mare loc incubarea în niște condiții specifice sau? După ce am trimis fiecare ce am avut de dat acestui copil și i-am format această structură, practic acest înveliș, acest cocon ne separă de acest copil care începe să se dezvolte, dar este închis acolo. Văd ca o căldură așa, prin pliurile coconului, energetic. Dar el unde stă coconul? În afara voastră, celor care l-ați creat? Da, deci coconul, avem cocoane de-astea prinse în, avem multă vegetație, ți-am spus, este energia naturii, avem multe frunze înalte, copaci, acești coconi au așa ca o rădăcină mică și apoi coconul se ține de ramuri de copac. Noi mai mult un copac și avem casele. Am înțeles acum. Ok. Cum se numește acest tărâm al zânelor? Adică este un loc anume, este o dimensiune energetică? Deci tărâmul zânelor are și vecini. Nu suntem singuri aici, mai sunt și alte specii. Noi suntem mai izolați, adică ne-am făcut ca o cupolă, ca o sferă peste tărâmul nostru, pentru că nu tuturor le place să trăiască în armonie. Da. Unde ești? Sunteți pe un corp ceresc? Mi-e greu să înțeleg cuvintele tale toate. Da. Încerc să caut cuvinte umane. Este ca o planetă, cum spuneți voi, cu un cerc, cu un gol în mijloc, ca un cilindru, este gol. Și aceste regiuni, aceste tărâmuri, așa, sunt așa puse în cerc. Cerc. Da, în cerc și cu acest gol. Cuvântul la voi este ca o gugoașă, arată. Cu gaură. Da, cu o gaură. În gaura asta când murim suntem aruncați în ea și uneori civilizațiile care se autodistrug se parcă se mută cu totul în această gaură și dispar. Așa și apar tu, goluri în voi acest... când muriți? Când vreți să muriți, cum muriți? Când vreți voi sau din cauze naturale, să zicem, cum se întâmplă, uite aici, pe Terra, oamenii. Mai puțin, în ghilimele naturale, deci... Ne scade la un moment dat, este ca o cauză naturală, ne scade această capacitate de a capta energia solară. Aici am o întrebare. Energia solară, să ai numit-o și energia sursei. Da. Unde este soarele ăsta? Voi îl vedeți? De unde captați energia asta? Nu-l vedem, îl simțim. Este din exteriorul nostru. Este din exterior. Arată ca niște raze. Alte civilizații se conectează diferit, văd, la această sursă, că
Văd la această fată, Andreea, face altfel decât noi. Noi simțim foarte mult și captăm aceste raze. Însă, cum avem și noi o vârstă, pe parcurs e ca și cum ni se închid încet, încet canalele și pur și simplu nu mai putem capta. Rămânem doar cu energia naturii și nu ne este de ajuns. De asta mi-am trimis de mai multe ori bucăți din mine ca să continui să trăiesc, nu să mor de tot în această gaură unde plecăm cu toții. Am înțeles. Deci, da, practic, tu ai rupt bucățile astea, le-ai trimis ca un fel de salvare, dacă se întâmplă ca aici să intri în gaura aia. Da, este ca o... Mi s-a cerut să aflu cum putem să mai trăim după. După. Da. Deci dacă ar fi să mori acum, ar muri acest aspect care ești aici, da? Și restul celelalte l-ai trimis prin diverse experiențe. Da, știi ce aș vrea eu acum să te întreb, să te focalizezi? Că ai vorbit de Andreea, că voi vă conectați, mi-ai explicat acum, la razele acestei surse. Aș vrea să te uiți dacă Andreea se conectează, când se conectează cu sursa prima a iubirii necondiționate, dacă este aceeași sursă. Sursa Andrei cu sursa ta. Este. Da? Ea are ca o sursă în piept și ea intră pe acolo. Noi nu ne-am gândit așa să facem. Dar voi aveți și voi o bucată din sursa primă a iubirii necondiționate? Sunteți bucată din sursa asta primordială? Da, păi eu când am fost o creație la început și am venit, uite, știi, cel care ne-a ajutat să creștem aici a murit și nu ne-a zis, nu ne-a zis, adică ne-a tot povestit așa, dar nu ne-a zis în mod concret exact structura lui, știi, n-am fost chiar toți la fel, el a ieșit din sursă, a zis, și a venit, a fost trimis pe această, ca și cum avea deja creată tărâmul ăsta, era creat, și el a venit, s-a dus acolo o țintă și a început să facă pe alții ca el. Am înțeles. Dar el a murit și... Cum se numește acest creator, îl numim deja? Deci voi, practic, tu și ceilalți derivați, sunteți bucăți din acest creator care a murit. Noi spuneam coconul. Îi spuneați coconului. Auzi, vrei să facem o încercare? Să încercăm ceva? Mi-a venit o idee. Pentru că tu îmi vorbești legat legat de acest creator ce a venit. Nu. Legat de gaura asta în care vă duceți și spui tu că muriți când intrați în gaura asta. Ați avut uite, eu am o curiozitate ca tu să ieși prin afara planetei și să te duci în partea cealaltă, pe unde iese gura asta, gaura asta, și să vedem ce e acolo. Uite, eu sunt curioasă, nu știu de ce m-ai făcut curioasă. Păi uite, acum când ai zis, eu m-am și dus, am ieșit... Să vedem ce este acolo. Teoretic, nu este nimic, este ca un cilindru gol. Deci, pereții cilindrului sunt cei care contează. Dar dacă urmărim, uite, știi cum facem? Ne uităm la coconul, la cel din care voi proveni și a murit, ai spus. Mi-ai povestit mai devreme. Mergem în momentul când el moare și intră pe această gaură, da? Iar tu stai în partea cealaltă, unde erai acum, dar la acel moment, și să vedem ce se întâmplă cu coconul. Iese pe undeva, rămâne absorbit în gaura aia, ce se întâmplă? Noi n-am vrut să-l ducem pe cocon în gaură. Da. Noi am încercat să-l protejăm cât am putut de mult. Cum l-ați protejat? Am pus cât mai multe coconuri peste el.
ca să-l protejăm, da, să-l protejăm prin structură. Da. Da, el s-a dus, însă s-a dus, dar și rămas, ca să explic așa. A rămas o chestie din el și noi am încercat să mai extragem informații. Văd, acum am văzut de cine temem noi. Este un șarpe imens și înțeleg că gaura asta unde murim a fost, are legătură cu șarpele ăsta. Ia uite-ți număr de la 1 la 3 și e informație. În ce raport va aflați voi, ca bucăți ale coconului, din cocon, în ce raport sunteți cu șartele astea? De supunere. Am înțeles. Ne este frică de el și ne ascundem în coconuri când vine. Vine să mai ia din, să ia prada. Care este prada? Coconii? Voi? Dintre da, voi? Da, dar nu poate să ne ia până nu murim. Aha. A, atunci e el, de-aia vă... Ne ia și ne duce în gaura aia. În gaura aia. Vreau să-mi spui dimensiunea unde se află planeta asta, planetoidul ăsta, ce-o fi? 4. Dimensiunea 4, da? Vreau să mai îmi spui dacă ideea de a te salva, de a trimite acele bucăți când te-ai împărțit de aici, a fost a ta sau ai preluat-o de la coconul? Nu, el nu a zis prea multe. A fost ca o inspirație a mea. Am tot cules informații de pe la toți, însă lor le lipsea acest curaj. Ți-am zis, fiecare are ceva unic și eu, având acest curaj, ai făcut-o. Da, de asta am îmbătrânit aici, că am primis, am tot trimis porți din mine și m-am îmbătrânit asta. Auzi, știți numele șarpelui ăsta care vă devoră după ce muriți? Știți voi civilizația asta de-a voastră de acolo? Da, este Iahve. Am înțeles. A zis că să nu-i rostim niciodată numele. El nu a vrut să ne zică numele. Dar pe corpul șarpelui are scris numele ăsta. Dar e un... a trimis o parte. Deci nu e el. Că înțeleg... Nu e el, e un aspect, o parte de-a lui. E o parte foarte puternică, adică foarte mare. Și oricât am făcut noi strategii, n-am știut cum să scăpăm de el și de asta am tot trimis în ideea să ne ajute cineva. Ai trimis și aspectele astea tot și în ideea de a culege informații din alte părți, da? Cum să scăpăm de el. Auzi? E foarte simplu să scăpați de el. Te-ai gândit vreodată? Pur și simplu să anulezi orice contract, orice înțelegere, orice permisiune, promisiune care ai făcut-o acestui șarpe. Tu știi că șarpele ăsta se hrănește cu voi, sufletele care v-au păcălit. Da, păi ți-am zis că prada. Și că el nu este nemuritor, așa cum suntem noi sufletele. Eu, Andreea, tu și ceilalți care mai sunteți acolo. Deci ăsta are nevoie de energia sufletelor ca să se mențină, să-și mențină corpul. Și e frică de moarte. Înțeles? Da, eu acum știi ce vreau să faci? Vreau să dai această informație la toți cei voștri de aici, dar repede și pe canalul sufletului, aceea ce noi suntem. Și acum țâșnește afară. Ieși afară de acolo. Și mergi în dimensiunea 5. Nu mai poate să ajungă acest șarpe acolo.
Puteți numărul 1, 2, 3, ești acolo. Îmi spui unde, ce percepe acum. Este doar lumină. Aici, în 5. E lumina? Ce, cum te simți aici, în lumina aceasta? Ne-a urmărit. Da, vreau să-ți retrage amprentele de peste tot. De acolo, din planetoidul ăsta. Asta era o stație a acestui, o creație și o stație a acestui șarpe. Aspect din Iahve. Șterge amprentele și șterge toate informațiile din biblioteca Akashic a lui Iahve. Cum șterg? Așa, pur și simplu, intenția o pui. Zici, acum îmi șterg toate amprentele și toate informațiile care le am în înregistrările, în bibliotecile, computerele. Ce au ei? Le șterg. Mi-a arătat Andreea, da. Așa. Și știi ce facem acum? Te lăsăm aici, în dimensiunea 5, unde e, să te bucuri. Nu, mă lăsați aici, că... Trebuie să mă întorc și să îi cer să confrunt șarpele. Trebuie să îi cer contractul. Noi toți să ne adunăm și să cerem contractul. Ca să vreți să faceți voi asta? Bine, o să facem asta, dar acum o să număr de la 1 la 3 și mă lași cu Andreea și facem asta, da? Împreună. 1, 2, 3. Te conectează-te, Andreea. Mamă, cum a ieșit. Am fiori peste tot. Mergi într-un portal de vibrații mai înaltă. Curăță-te. De toate energiile, de tot ceea ce... De tot ce nu mi aparține. Arte, tot. Și când ești gata, spune unde este acest aspect. Da, deci am rămas în 5D, acolo unde l-ai lăsat și am simțit dorința asta foarte mare de a-i ajuta, pentru că... Păi am zis să-i dai informațiile la ceilalți, Știi ce a făcut? A trimis prin copac, prin toate crengele, s-a dus în toate cuconurile, însă vreau să mergem acolo și să cerem lui ăsta contractul. Bine. Să-l ardem. Hai să mergem acolo atunci, să facem, că mai avem aspectele celelalte de cules, de curățat. Și să-i arătăm că acolo acele aspecte, adică o să-i pui un ecran după ce face, arde contractul și se confruntă cu ăsta, să vadă că nu sunt bine aceste aspecte pe unde sunt. Da? Hai, număr de la 1 la 3 și mergeți acolo. Și să-l cheme în față pe șarpele aspectul lui Iahve. 1, 2, 3. Îi arăți Andreea să-l facă mic și să vadă. Da, deci eu zic ce se întâmplă, șarpele a presimțit parcă și a luat toți locuitorii și îi strânge așa. Îi strânge și sugrumă și zic... Da, spune-i că să le zică la toți, toate sufletele, să las, să taie legăturile, să-i rupă, să taie cu ce îi strânge, pentru să le arate că puterea este la ei, nu la acest șarpe. Acest șarpe este un parazit care se hrănește. Mental este, parazit mental este, că le văd așa ca o chestie din cap care se duce la ei. Zis... Să taie toate legăturile, toți acești și, bineînțeles, și partea subliminală. Da. Și apoi să-l ia pe șarpele ăsta, când observă că nu mai are nicio putere. Când ei și-au luat puterea cu ei, îl fac mic, îl îngheață, îl pun în construcție de lumină, cum vor ei să o facă. Da, l-am pus în clopoț, a făcut mic. Deci spunea, cum ați aflat și voi despre contractele astea? Cum? Uite așa. Cine, el striga? Da, asta. Deci striga. De ce să... Păi uite așa, că sufletele își trimit informații. La un moment dat, nimic nu este etern.
Și haide acum să și revendice fiecare sufletel. Câte suflete sunt, Andreea? Nu sunt multe, e o mânuță de oameni, oameni, mă rog, Ce de-ai erau lor, ei, da. da, zâne de astea, Da. de-ai lor, așa, dar l-am zis acum să ceară contractul, este un contract colectiv, efectiv, deci nu că are cineva în parte, ci forma un contract colectiv și am zis la toți că poate să-l ardă. Uite-te dacă sunt, este și vreun subcontract, puncte sub puncte, copii, oglindiri, dacă este și vreun subcontract pentru fiecare în cadrul acestui contract colectiv. Dacă a fost în cadrul lui și l-a ars, este ok, să nu mai, să se uite dacă mai e ceva prin altă parte. Erau, știi cum, pe acele legături pe care le aveau. Dar cum le-au tăiat și l-au ars, nu mai este. În schimb, această gaură unde cădeau ei, uite, le zic că au puterea să o scoată de acolo, din această gogoașă, stație, cum sunt ei, să o ridice așa în sus, să o facă mică, 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 să o pună într-o sferă, să o înghețe, să o dezactiveze orice ar fi fost acest dispozitiv de captare a sufletelor și să îl trimit în vacuum galactic. Na, ce bucurie acolo, sar, țopăie. Bine, acum le arăți. Să trimită și la celelalte regiuni Da, peste tot. Tot ce a fost informația. pe, în construcția asta lui șarpele ăsta, să le Da. arate, le trimite informația cu filmul, ce am făcut noi să facă și ei. Fiecare. Și să pună interdicție acestui șarpe să nu mai vină niciodată la ei. Păi și pe șarpe îl trimitem. Îl trimităm într-un portal de Într-un portal vibrația pe lui. vibrația lui, da? Deschid portalul după ce au făcut toți și celelalte civilizații ce erau. Deschid un portal, îl trimit pe șarpe. Ceilalți, dacă vor face, că nu decidem noi pentru ei, știi, le-am Nu, trimis la toți dacă vor să informații. facă, da, Da, dacă bineînțeles, vor face destinația, după. da. Deci atunci partea subliminală să facă asta. Da, l-am trimis. Am sigilat cu lumina pură. E, acum vreau să-i pui un ecran Cui? acestei bucățele de parte subliminală. Bătrânul, zân. Da. Și să-i arăți unde sunt celelalte aspecte. 20% la centaurul acela, pe unde le-a trimis. 37% este în corp Mihai. Mihai Constantin, în corp de om. Și 42% este într-un tărâm cu minus. Și arată-i fiecare ce înseamnă. Hai să vedem tărâmul ăsta cu minus și centaurul. Le trebuie să-și aducă aceste aspecte, să le curețe, să ceară contractele cu oricine ar fi. Deci, ce ei, dacă încă trăiesc, n-ai cum să-l întregești, înțelegi? Că e ca și cum i-ai omorât. Păi dacă e de tărâm cu minus, Ăla da, dar mă refer ce să la fac? aspectul ca bătrân, la aspectul de Da. centaur, la Hai să ăștia. vedem pe ăsta cu 42. Să vedem. Ăsta cu Mergem minus ne ocupăm acolo de el. cu minus, ok. Nu mergeți acolo sau cum vrei tu, dar eu zic să de aici, N-am unde sunteți. nicio treabă. Putem merge. Hai, mergeți acolo și descriu un pic O ce să-mi face numeri. acest. O să-mi numeri. Dați numărul 1, 2, 3. Eu mă fac invizibilă. Îl arată ca niște draci care îl împung așa în continuu. Și el stă ghemuit jos, ți-am zis, în poziția cu asta, cu mâinile la... Cap, pe cap. Da, dar stă jos ghemuit, că provoacă durere. Înțepăturile. Hai să-i dăm informații. Hai să-i dăm informația cum că. Aici, în dimensiunea asta,
Este interferată de ce are niște ochi foarte negri. Este unde acționează draconienii, dar văd și un om. Simt și un lux. Înțelegi? Deci luxul nu e aici, dar simt ăștia doi. Că a fost în contract, da? Și cu luxul și cu așa. Este în Este. continuare. Bine. Hai să-i dăm informațiile. Trebuie să-l scoatem de aici și când îl ridicăm în sus, în tărâmuri, îl ducem. El se curăță prin nivelurile vibraționale. Vedem ce putem curăța și până unde poate să iasă. Dar de aici îi dați toate informațiile că aceasta este o stare mentală. Este în care se află, nu are un corp fizic și practic el este cel care deține puterea, nu acei dragi care fac ce vor ei acolo, pentru că au prins această slăbiciune, că au uitat cine este. Uite, pot să-l pun într-o sferă de lumină și să iasă de aici. Și voi ieși cu aspectul Mihai, cel care a plecat de la șarpe, da? Toți și Am vă coborât țâșniți în sus. numai eu aici. A, numai Am tu ai vrut, coborât? da, Bine, n-am deci vrut tu să-l ești. aduc L-ai eu. lăsat pe el acolo. Hai, tu îl iei cu sferă, amândoi sunteți sfere luminoase și mergi număr de la 1 la 3 până unde puteți să vă duceți și în același timp ștergeți amprentele. 1, 2, 3 și rezolvăm contractele de unde ajungeți, cu cine ori fi. Îmi spui unde ați ajuns. Este dincolo de aceste 10 dimensiuni. Care 10 dimensiuni? Cu minus? Nu, în A, sus, în în sus. sus. Așa Da. sus v-ați dus? Ai zis că să mergem până în Până unde sus, puteți să ajungeți? până unde putem merge împreună. Și Împreună, da. el se oprise la început în 7 și am zis, hai un pic mai sus. Ok, mai sus. Dacă te uiți acum la el, la acest aspect, mai are ochii negri, mai are ce s-a întâmplat prin curățarea asta vibrațională? Este doar energie. E doar energie. Aici suntem doar energie. Atunci poți să chem și aspectul de 10% care îl lăsase în 5. Spune-i să-și cheme și aspectul celălalt. Da, a venit. Așa. Și de aici de unde sunteți? Ce Sunt este? E 10, dar sunteți în sursă sau unde? Într-o sursă. Nu. Nu este nimic. Nu e nimic. Sunteți doar energie. Bine. Vreți să mai stați acolo? Am putea aici să purificăm toate structurile. Hai să le purifice. Păi hai chemați atunci și aspectul Andreea din Mihai Constantin de 37% și pe ăla din Centaur la purificare, nu. Da, Știi păi că vine la. pe Mihai l-am chemat. Și îl chemăm și aspectul din Centaur la purificare și apoi decide el ce vrea să mai facă cu acel avatar. Va decide singur. Deci aici e o purificare generală, Și înțelegi? o purificare generală și o fuziune de informații Așa. dintre toate aspectele, de ce am chemat bătrânul pe Mihai, partea asta din dimensiunea cu minus și a centaurul, da? Așa, toate care erau ei, da? Cum era, cum se fragmentase. Se schimbă așa ca niște imagini de la unul la celălalt cu o rapiditate incredibilă.
Eu doar Adică eu imaginile observ. ce înseamnă, Andreea? Că ei își transmit Experiența. informațiile din experiențe, da? Ok. Fiecare compozit, să-l numim aspect, la celelalte. Și integrează experiența, cum ar veni. Așa, și văd acum că a ajuns fiecare ca o sferă luminoasă, fiecare din ei, și zic, uite, anulați acum toate contractele. Vede că Te ardeți armule. Imediat. Te-ați toate legăturile. Copii, oglindiri. De oriunde și oricând, de pe orice linie temporală, adevărată sau falsă, de pe orice corp, ceresc, planetă, asteroid, cu plus sau minus, din orice spațiu, din orice timp și în afara lor, anulează. Da, când spuneai, deci aici totul se întâmplă mult mai repede. Deci când spuneai, pac, 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 ardeau. Când a terminat acest proces, spui? Să stai legăturile și cu creatorii ăștia. Mă interesa, Andreea, unde e partea eterică acestui suflet sau ce e aici? Și partea eterică e și sufletul venit? E conștiința aici în 10? Aici este, deci suntem 10, este din, da, ne referim aici la dimensiuni și suntem peste 10. Spiritul nu este aici cu noi, nu m-am conectat să mă uit. Dar ce este aici? Suflet? Este doar sufletul. Ah, ok. Bine. Păi după ce au făcut toate astea, atunci să cheme spiritul. Da, l-am chemat. Nu avea o culoare prea frumoasă. Era ca și cum avea o mantie și i-am zis să o dezbrace, să intre mai, să vină mai aproape, să intre în Ai cercul verificat ăsta. Dacă e spiritul lui, da? Înainte. Întreabă-te timpul. Ia să vedem. Oricum aici nu poate să vină decât ce chemăm, adică... Ok. Hai. Arată-i ce trebuie să se purifice și spiritul în această lumină. Pură. Să taie și el toate legăturile, Andreea. Dacă a avut creatori cu... Da, deci are interferențe, are interferențe acest spirit. Cu grupurile de putere mi-a venit pe nivelul 1 și 2, adică cele mai puternice. Creatorii 1 și 2? Și ăștia, dar mai sunt. Deci el, este, de putere el provine din care creator? Din creatorul 1 sau din creatorul 2? Acest spirit. Și atunci când spui că cu grupuri de putere la nivelul 1 și 2 de sus în jos, te referi la subcreatori din 1. Da? Deci pe primul nivel el, creatorul și apoi următorul grup de putere. Să taie toate legăturile. Să purifice ADN-ul și sufletul și spiritul, să rămână doar cu ADN-ul sursei. Adică să scoată afară tot ceea ce provenea din ierarhii. La suflet am văzut, a făcut.
Să mă uit și la spirit. V-am să fac o precizare. În clipa în care întreb, este el? În general îmi vine că nu, pentru că nu este el, doar el, înțelegi? Adică este persoana sau sufletul sau partea din ea, da? Plus încă ceva, deci că mie mi se arată interferențele da, deasupra și la întrebarea asta, deci trebuie să întreb, este și el prezent în această în ce structură? Bine. Că venea nu și nu înțelegeam că îl simțeam acolo și nu înțelegeam de ce venea așa, deci nu e doar el. Ia să scape el de toate acestea. Că avea așa ca niște, cum să-ți spun, deci acea mantie, după aia a dat-o jos, după aia avea chipuri ciudate, se dezbracă de ele, le tot dă jos. Deci pe strat după strat, așa se manifestă și că straturile de putere. Dacă la oameni sunt prin cordoane sau prin așa, văd că la spirit parcă l-au închis în strat după strat, ca la ceapă, în velișuri. Da, da. Aceste, să rog sufletul să ardă aceste învelișuri. Iar acum este doar o lumină în spiritul, să purifice și el ADN-ul. El cine? La cine te-ai referit? Adică și spiritul conține informația de ADN și să purifice da, și el. Da, la spirit te-ai referit. Da. Ok. Și acum să cheme și mintea, dacă ajunge mintea până aici. Oricum... Trebuie să mai coborâm un pic. Bine, hai, fă tu cum știi. Să coborâm pentru că... Da, întâi să se îmbrățișeze, să fuzioneze spiritul cu sufletul aici. Interesant cum percep la nivelul ăsta. E o întrepătrundere de frecvențe, culori. Așa se realizează această îmbrățișare. Așa se vede. Ei, suntem, totul e frecvență. Dar mă refer că aici după 10 așa le vezi. Da, așa se văd frecvențe. Și frecvențele au culori. Văd culori de-astea irizate. Frumoase. În regulă. Și acum coborâți număr până la acel nivel când poate să urce mintea. Până la 7. Până la 7, da? 1, 2, 3. Mintea avea o interferență. Văd, păi, tocmai mintea să nu aibă. Da, văd și o mantidă. Ok. Am văzut chipul. Să tai și mintea, toate legăturile. Adică pe corp mental vorbim aici, da? Exact. Să scoată toate programele care au fost induse și care provin de la entități externe și care nu îi sunt binevoitoare. Mi-au fost autoprograme care și le-a creat, care nu sunt benefice și le-a creat în baza altor programe. L-a scos, dar precizez că aveam un program de sacrificiu, ca un fel de tăruire,
programe mentale care induce o tristețe, lipsă de bucurie, făcea totul să muncească cu greu, parcă. Și nu se prea bucura de munca lui, de roadele? Parcă nu vedea niciun motiv. Nu, deci el poate mai face glume, mai râde, mai așa, dar cu adevărat, în mintea lui, în interiorul lui, nu-l simt că se putea bucura cum trebuie de tot. Deci, entitatea este în clopă de lumină pură, am tăiat legăturile cu ea, s-au ars, am scos programele nebenefice, s-au ars și aș vrea să introducem, că tot mi-a pomenit de această bucurie, capacitatea de a se bucura, ușurință. Activez, apoi capacitatea de a iubi, de a primi iubire. Activez, de încredere, față de sine, în forțele sine. Sale, că va putea munci cu ușurință. Ok. Astea mi-au venit. Astea le-am rescris. Ok. Acum să integreze și mintea. Andreea? Da, uite, înainte o să mai pun o cascadă de lumină pură peste ea, să se curăce toate gândurile, tot ce nu-i aparține să iasă în afară, să se purifice toate structurile mentale și creierul, să funcționeze bine ambele emisfere, să vină inspirații, idei bune. Așa, și să punem mintea împreună cu sufletul și cu spiritul, să fuzioneze. Ești o lumină din ele, așa tot în exterior, pe la acest proces. Cum, ca o explozie a unei stele? Așa. Ceva. Bum. Ok. Am simțit eu acolo. Da. Dar pentru el este un proces benefic, să înțelegem și... Este această fuziune. Mi s-a arătat cum se simte și se vede această fuziune. Când are loc cu adevărat, e ca o... Puf, așa, o chestie. Dar zic, ce simte el când se fuzionează? Este confortabil acest proces pentru el? Da. Da? Da, nu are... Nu are vreo... problemă. Această entitate se... Această entitate, vorbim de cine? De mantida asta. A, de mantida, că nu-mi dădeam seama care entitate vorbești, că șarpele l-am trimis. Am terminat. Atunci, deci mantida aceasta. Mantida aceasta... Contractele le-a ars, le-a făcut tot, da? A verificat dacă a ars și copii și oglindiri și absolut tot. Uite să ne mai uităm o dată. Puncte și sub puncte. Să nu fie ascuns ceva, că astea sunt și rete. Toate sunt și rete entitățile. S-a ars tot. Mai spui, îi arăți, să-i deschidă un portal cu sens unic, pe vibrația ei, să o trimită în portal și închide. Mi-a făcut sufletul asta. El s-a curățat de interferențe, dar avea legături cu oaia din minus, cu acel lux și cu acel... Păi nu le-am curățat? El s-a curățat acolo, dar acum... Vreau să mă uit să văd dacă mai sunt contracte. Bine, hai să vedem. Păi să pun în față, în primul rând, luxul și... Nu pot veni aici în 7. Atunci faceți un ecran.
ca să puteți vedea, da? Să-i vedeți și să vedeți când le cereți contractele. Vedeți în ecran. Draconianul cu ceata lui, cine-i șeful, să-i ceară contractele, permisiuni, promisiuni, orice ar fi, sub contracte, sub puncte. Și mantide. Mantida am terminat-o, da, și luxului. Da, cum îi le dă, cum pocnesc, cum se dizolvă, se dezintegrează contractele astea. Ele de suflet ascultă, da? Deci dacă i-aș spune eu, comentează. Da, pe asta spuneam, vorbeam noi mai înainte. Că sufletul trebuie să ceară, sufletul trebuie să facă. Pentru că sunt ale lui, el are drept. Da, deci acest lux l-a păcălit ani de zile. Da. Îmi vine așa informația. Adică îi vorbea? Cum deci, de aici e imaginea asupra gânduri. Gândurile tot dădea niște chestii urâte și văd că ăștia cumva, deși sunt rase diferite, au colaborat pentru că pe minte o interferau cel mai rău și deci asupra minții acționau și, mă rog, captaseră sufletul. Anulăm, chestii, mă rog. Da? Anulăm. Da. Păi acum nu mai au. Da. Și chestii de natură intimă, sexuală, îi dădeau ăștia. Îi dădeau, da. Păi și mantida nu trebuie. De ce era acolo? Tot pentru nu ca să culeagă, da. Pita, să culeagă energie, să culeagă. Da, deci pocnesc contracte, stai că nu am avut așa puține. Deci, așa ca uniune, are o forță, acum sufletul foarte mare. Da, față de căți. Deci dacă imediat face așa cu ele, pocnește contractele, toți trebuie să fie conștienți de puterea pe care o ca suflete, ca uniune, ca fuziune. Refuz categoric față de toate entitățile pe care le-am întâlnit. Scrisoarea de intenție, da. Niciodată nu mai pot să fii, să interferezi acest suflet. Nici pe mine, nici pe tine, nici eu, acest suflet, așa ca fuziune. Și pe toți cunoscuții lui nu mai poți să vii. Nici tu, nici tu, nici tu. Nimeni. Așa. Auzi, Andreea, implanturile s-au ars. S-au ars, asta vreau să te întreb acolo, da? Acolo după 10. Am simțit cum s-au ars. S-a întâmplat atât de repede încât n-am putut să mă uit. Ce și cum? Ceva în gură la un dinte. Am putut să mai văd, dar s-a întâmplat prea repede. Deci acolo așa s-a întâmplat acum, așa am fost acolo. Ceva pe circulația sângelui mai era. Și ce văzusem când am curățat mintea, că am avut acea poză cu el, dar colțurile gurii s-au ridicat ca și cum a început să zâmbească. Ăștia, putem dizolva acest ecran, acum că am terminat, nu avem unde să-i trimitem, că ei rămân în dimensiunea cu minus de acolo, unde erau. Bine. Acestea, trimitem înapoi aspectele lui, centaurul. Să se întoarcă, bătrânul să se întoarcă și de acolo vor decide ei mai departe ce vor să facă. Ce să facă. Bine. Hai să șteargă toate amprentele de pe oriunde ai experimentat și să șteargă informațiile din toate bibliotecile. Pe unde au fost aspecte și pe unde ai experimentat. Este o copie de bibliotecă.
la asta acașa lor. A cui, la cine te referi? La entități. A, la entități. Că fiecare tip, specie are o acașa. Fiecare subspecie, fiecare rasă au acașe. Au făcut copii. Asta vreau să zic. Deci, nu, deci dacă te duci și ștergi de acolo, dacă te uiți în spatele, eu le văd că niște rafturi, așa, știi, fix ca la bibliotecă, rafturi cu cărți, unde, de fapt, sunt contracte, date despre fiecare. Uite, CNP-ul, dar e tot un fel de număr de identificare. Da, dar nu CNP-ul fizic sau cum. Nu, da, dar e totul ca o serie. Coduri, serii. Coduri. Tot de identificarea fiecăruia. Coduri pe bază de energie. Și văd date despre corp fizic. Tot înmagazinează, fură și iau. Și în spatele acestor rafturi mai sunt niște rafturi mici, transparente. Eu cred că ei le-au setat să fie invizibile. Aha. Unde sunt copiile, stau copiile. Și sub rafturile astea, ca într-o podea, dacă deschizi așa ca o ușiță, și acolo au conducte multe, unde circulă informații. Așa ajung informațiile prin conductele astea. Mm-hmm. Deci asta, practic, bibliotecile astea, înțeleg că sunt niște computere cuantice, da? Da, mie mi-a arătat ca niște, mă rog, ca niște rafturi cu cărți, dar de fapt, da, pentru că sunt niște metafore pe care le văd. Și țevile astea, de fapt, sunt circuitele computerului. Exact. Peste tot, unde găsește vreun cod care se referă la el, la suflet, la tot ceea ce este spirit, că și spiritul a fost contaminat, minte. Și se intersecă, deci extrage tu toate astea și apoi pune interdicție. Când încearcă să mai ia informații despre tine, să se disperseze informația și să nu existe. Nu poate să fure nimic niciodată despre tine. Și pun și o interdicție și pune și tu, da. Nora. Da, pun. De acum înainte, orice ar încerca să fure, culeg vânt. Da, vor să ia și le scapă printre degete. Nu pot cu niciun dispozitiv măcar să mai capteze energie și informații despre noi. Ștergem amprentele și noi și sufletul. Au știut că au umblat cineva la computer. Da? De ce? Au simțit când am extras. Deci altă dată, dacă mai extragem la cineva, facem invizibil, așa să nu simtă nimeni, nici măcar să nu simtă că am extras informațiile, să nu simtă că au pierdut ceva. Da, dar ștergeți amprentele și oricum, dacă au simțit, nu ne găsesc, ștergem amprentele. Acum, Andreea, ce face cu linia asta experienței? Înainte de asta, hai să ne spună câte experiențe a avut pe Terra? 1473 de vieți. Câte a avut experiențe în total? De oriunde? Cam 1500. Deci l-a prins de... Și tot s-a reîncarnat aici. Întrebat, avem întrebare, scopul încarnării mele. Acestea, ultima. Cred că se referă. Da, deci ține de vindecare, pentru că am văzut că de-a lungul acestor încarnări s-a mărât tot mai mult. Și el tot voia să... Deci dorința era de a se vindeca. Și deci mi-arată iarăși zâmbetul. Zâmbetul. Vrea zâmbetul deci ăsta. Deci se putea bucura după dar aceea. Nu doar el, ci și să aducă un zâmbet altora. Și cred că o face uneori involuntar. Păi a făcut-o, ne-a și spus. Da. Exact.
Hai să, ia să vedem ce ne-a mai... De unde vine? De unde vine? Am văzut aici, da? Da, unde am mai văzut... avea avatar. Iar devenit, venim din sursa primordială a iubirii necondiționate. De acolo plecă. Toți. Sau prin creator, dar oricum esența este din sursă. Da, deci asta am văzut cu aspectele. Am văzut pe... asta. Mai avem un punct. Ce a fost, din punct, ce s-a întâmplat din punct de vedere ezoteric atunci când a înghițit călușca aceea de lumină? Era luxul. Era luxul, da? Da, că, vedeam, deci când mi-a citit, mi-a venit ca ipoteze, efectiv. Deci ori era o ființă de lumină falsă și ori un lux. Ori un lux și mai ales că l-am întâlnit, am înțeles că e intrat așa, adică a înghițit, a acceptat înghițind prostiile altora, programele altora, gândurile astea. Și așa a înghițit și lux. Așa, așa e a venit intrat. Lux. Așa e intrat. Intrat. Bine. Andreea, hai să și... Deci noi am anulat contracte și tot pe rând, cum le-am anulat, nu mai avem nimic de anulat. Linia experiențială vrea să o mai țină, adică să lase bucățile acelea care mai experimentează și restul să distrugă tot. Până la această viață a lui. A lui Mihai Constantin. Da, trimis ca niște valori către toate viețile, așa, înspre trecut și văd că taie așa legăturile cu toate. Și le arde ce nu-i trebuie. Lasă doar astea ce mai e nevoie, în care mai este în experiență. Da, alea nu, alea le văd undeva în altă parte. Când restul arde restul, ca un fitil sau cum vrea să facă, fiecare are... Știi cum face? Are așa ca o... ca cu o gheruță, așa face cu unghia și uite așa trage linie și se... Și gheruță. Păi unghia, unghia lui. Lui, nu gheruțe. Da, am vrut să spun unghia, așa mi-a venit. Deci unghia, ok, nu e, n-avem, nu întâlnim gheruțe pe aici. Da? Și separă. Okay. Așa face și separă... Bine, pentru că i-ai spus... Tot ceea ce a trăit, ce a experimentat, sunt poate în... Păstra, poate păstra informații dacă dorește, dar din punct de vedere emoțional... Dar informațiile sunt deja în partea eterică. Sunt la el. Uite, vreau să zic, deci eu... Îmi vine așa că nu toți descarcă în spirit, pentru că nu au legătura cum trebuie. Ah, nu au legătura cum trebuie. Și atunci nu... să le descarce acum, dacă n-a descărcat. Înainte să le distrugă, descarcă tot. În spiritul acum curat, apoi pe linie ierarhică, supra-suflet și alte linii, ce mai sunt deasupra, până în sursă. În sursa primară să se duc. Este așa ca o lumină din el foarte puternică. E luminos, da? Așa-l văd. Și am spus toate emoțiile, deci din toate acele vieți, dacă a cărat cu el ceva, toate să iasă așa din el, să ardă odată cu tăierea asta. Pentru că nu are nevoie de nicio emoție. Din experiența trecută. Da. Da. Ceea ce să coboară așa lumină pură peste el și peste toată zona asta din corpul emoțional, de unde a scos, să se umple cu lumină pură. El e atât de luminos încât văd că vine lumina, dar nu mai văd. Nu mai vezi ce e așa. Deci își face el toate acestea și a făcut. Și acum îi arăți Andreea să-și deschidă canalul de abundență benefică. Direct din sursa primară. Prima. De unde își găsește și are resursele. Ca suflet,
ca spirit, pe orice nivel. Da. Și mă duce până în corpul fizic. Și până în toate celulele. Deci aș ia orice. Abundență. Sănătate. Abundență. Financiară, de înțelegere benefică, financiară, de înțelegere a lucrurilor, orice își ia de aici. Bucurie, iubire, entuziasm. Vindecare, vor fizic, orice poate să fac. Și coborâți aici acum, Andreea, îmi spui când sunteți aici? Da, suntem aici că el a deschis singur canalul de sus și a venit ca o cascadă așa până la el. Acum, spune-i să transmită informația tuturor sufletelor pe care le-a întâlnit pe toată linia experiențială și în această viață. Pe această viață staie toate legăturile religioase, botez, cu unii dacă au fost, nu știu, cu ombilicală, cu mama. Ceva cu tatăl, mi-apare. Legături cu tatăl. Toate, tot ceea ce se transmita pe linie genetică de la mamă, de la tată, arde acum tot. Prin ADN ce s-a transmis. Da, și pe linia maternă și paternă, i-am zis să pună lumină pură pe ambele și să meargă pur. Ca un fitil, când dai foc la bombă. Da, să meargă cât de mult poate cu această lumină pură. Și să ardă noduri karmatice, dacă veneau. Sunt. Așa, le arde pur și simplu. Cel puțin două le văd în... Da. Acele două erau pe linia maternă și la linia paternă văd unul în apropiere și mai sunt cinci în total mai departe și se ducă și acolo să facă așa. La membrii familiei, sufletele, se transmită informațiile la toți. Prieteni cunoscuți, tot ce a cunoscut și în viața aceasta. Și prietenului lui, Florin, se transmită toate aceste informații. Am o întrebare, o curiozitate, Andreea. S-au mai cunoscut aceste sufletele, Mihai Constantin și Florin? Că nu întâmplător. Da, pe aici am zis că la început, la nivel de suflet, ei deja colaborau bine și chestia asta uneori se întâmplă tocmai pentru că am mai experimentat împreună. Eu văd, ți-am zis, acea recunoștință față de Florin și ți-am zis vorba, nici nu știe băiatul ăsta ce bine îmi face. Acum, într-adevăr, și Florin și-a întors, cum, na, nu este nevoie, dar vreau să zic. Și-a adus și Florin aportul lui în acest proces de conștientizare, curățare, acestui suflet. Mihai Constantin. Acum, Andreea, hai să își curețe habitatul. I-am zis să o trimit o lumină pur în toate camerele sale și în locul de la muncă, exact locul unde stă și lucrează el, dacă are un așa mai stabil. Și locul din mașină, că îl văd utilizând mașină.
Acestea fiind spuse, consider că sesiunea s-a încheiat. Îi mulțumim acestui sufletel pentru această colaborare și această investigație. Îi dorim metabolizare rapidă și completă. Tăiem toate legăturile dintre noi. Despărțim părțile eterice, le curățăm, le integrăm. Invităm sufletul lui Mihai Constantin să alunece ușor în corpul lui fizic.